În cazul electrocutării, curentul alternativ este mai periculos decât cel continuu. Modul în care curentul alternativ afectează corpul viu depinde în mare măsură de frecvență. Frecvențele joase de 50 și 60 de herzi folosite în Europa, respectiv SUA, sunt mai periculoase decât frecvențele înalte, iar curentul alternativ este de până la 5 ori mai periculos decât curentul continuu la aceeași valoare a curentului și a tensiunii. Curentul alternativ de frecvență joasă produce o contracție îndelungată a mușilor prin spas muscular intermitent, ce blochează mâna pe sursa de curent electric, prelungind timpul de expunere la efectele acestuia. Curentul continuu este mult mai probabil să cauzeze doar o singură contracție, ce permite adesea victimei să se îndepărteze de locul pericolului. Curentul alternativ de frecvență joasă produce o contracție îndelungată a mușilor prin spas muscular intermitent, ce blochează mâna pe sursa de curent electric, prelungind timpul de expunere la efectele acestuia. Curentul continuu este mult mai probabil să cauzeze doar o singură contracție, ce permite adesea victimei să se îndepărteze de locul pericolului. Curentul alternativ prin natura sa tinde să ducă inima într-o stare de fibrilație, în timp ce curentul continuu tinde doar să oprească inima. Odată ce șocul electric încetează, este mult mai ușor de repornit și o inimă blocată decât una aflată în stare de fibrilație. Acesta este și motivul pentru care echipamentul de defibrilație, Folosit de personalul medical de urgență, funcționează. Șocul de curent produs de echipament este sub formă de curent continuu și are ca și efect oprirea fibrilației inimii pentru a permite inimii să revină la normal. Oricare ar fi cazul, curenții electrici suficient de mari pentru a cauza contracția involuntară a mușilor sunt periculoși și trebuie evitați cu orice preț.